întors la Lumea Nevăzută alături de astrologul Mariana Cojocaru și aflăm cum va fi luna octombrie pentru fiecare zodie în parte. Va fi Marte retrograd în rezonanță cu luna neagră alias Lilith. Vizează sănătatea, e cu risc de accidente, cu un impact foarte puternic asupra berbecilor, deci trebuie ei să fie atenți, un bun de pun piciorul, să pot lovi la cap, pot fi aparatele casnice cu probleme, instalațiile, atenție că vi se potrivește și altora. Berbecii în perioada care urmează, în luna octombrie, trebuie să deschidă ochii. Trebuie să deschidă ochii în dragoste. Trebuie să fie atenție ce persoane au în preajma lor. Probleme pot avea și în familie, cu rudele, da? Fiind o perioadă atât de delicată și de tumultoasă, în egală măsură, berbecii, practic, vor trebui să fie cu ochii în patru. Unii pot avea acest aspect pe starea de spirit, dar starea de spirit poate să fie așa datorită presiunii care vine pe carieră. Unii nu știu nici ce misiune karmică au în această viață și nu știu încotro să o ia. Prin urmare, berbecii trebuie să țină cont că nu este un aspect ușor, da. Și are implicații karmice. Taurii. Taurii sunt marcați de un alt aspect. Uranus retrograd va face un aspect de quadratură cu Venus și cu luna albă din Leu. Quadratură înseamnă cumpene, blocaje, înseamnă motoare care nu pot fi repornite, turate. Uranus nu este blând, este și el retrograd, deci și el duce taurii cu gândul la viețile anterioare în mod deosebit. Pentru că ciclul uranian este mare, e amplu, nu pot să-i zic cuiva că trebuie să se gândească neapărat în trecut decât dacă are o vârstă venerabilă. Prin urmare, trebuie să fiți atenți taurilor la mesajul uranian care vine din viețile anterioare. Gemenii. Gemenii au anumite priorități. Eu am stabilit o ordine a priorităților datorită axei karmice, dar și gemenii, ca și săgetătorii, datorită karmei, prezenței karme în aceste două semne zodiacale, sunt vizați așa. În primul rând, pe sănătate. În al doilea rând, pe zona copiilor, sentimental, dragoste, da? Pentru că e o perioadă, știu că poate să sune așa, dar cu trădări, cu adulter, cu, deci nu vreau să intru la toate zodiile, pentru că Lilith este considerată planeta ispită. Deci sunt infidelități. Da? Infidelități cu rupturi. În cupluri apar foarte repede discuții, certuri. Foarte repede. Așa este ca un fitil. Da? Deodată poate să se rupă ceva. Așa. După care aș spune eu că partea de carieră, pentru că ei închid un ciclu karmic și se pregătesc pentru un nou ciclu existențial. Tot karmic, evident că de aia este karma acolo. Și mulți nu au direcție. Închizând ceva ce ai făcut, da? Îți trebuie ceva nou și adaptat la vremuri. Cei care zic, păi nu, că la mine merge bine și o să merg mai departe cu așa ceva. Nu e adevărat, pentru că de acolo trebuie un element nou, cheie, care să-i ajute să continue și ce au început. Deci vin schimbări în viața gemenilor. Deci atenție că este o schimbare bruscă de macaz. E ceva care îi poate lua pe neprevăzute.
Și atenție mult cu cine vă intersectați în zona asta sentimentală, că este cu dus întors. Să vedem la rac. Racul, aș spune eu, că are tot soiul de bariere. Pentru cei care nu au înțeles mesajul din ultimul an și jumătate, 2 ani. Da? Pentru că acolo trebuiau să se întâmple niște lucruri. Dacă ei nu au știut acolo ce să facă, cum să acționeze, blocajele continuă. Vizată este în primul rând zona sănătății și pe locul 2 zona carierei. De ce? Pentru că, dacă e să fim cinstiți, cam sunt în corelație și cariera și sănătatea, că dacă una nu funcționează, o afectează pe cealaltă și invers, nu? Deci ele nu au fost gândite ca elemente cheie pe o astrogramă întâmplător. Unii pot avea probleme cu justiția, alții pot avea probleme cu propria lor conștiință, spune eu. Dar cei mai mulți pot primi anumite mesaje în vis. Asta este un element foarte important. Trebuie și să fii atenți la vise. Și trebuie să fii atenți la vise. De ce? Pentru că acolo nu prime soluții, dar anumite mesaje sunt extrem de importante și cu un impact foarte mare. Dacă e să privim partea cealaltă care ține de viața lor sentimentală, spune că soarele natal din rac face quadratură cu Marte și cu Lilith. Atenție în ce relații intrați sau în ce relații ați intrat în ultimii 2 ani de zile. Nu ne referim doar la relația de cuplu, nu? La relații în general. În general. Inclusiv cea sentimentală sau de cuplu. Să vedem la leu. Leul va avea o conjuncție interesantă, Venus cu Luna. Dar va face aspect de quadratură cu Uranus retrograd din Taur. Venus este considerată o planetă benefică, micul benefic. Luna este o planetă care susține, a spune eu, mai mult doamnele decât domni, dar eu am văzut și domni sensibili și romantici și nu cu trăiri feminine. Prin urmare, acest aspect de quadratură vine ca o forță. Îi bagă într-un soi de hățiș, de labirint, de centrifugă, așa? Centrifugă, da. Într-o... Pentru că Uranus e Uranus. Nu ne jucăm. Da? Și de unde îți faci tu un plan că o să fie bine, că mi-am luat în calcul, că așa? Uranus, ca o explozie, ca un vulcan, îți dă peste cap foarte multe din calculele făcute de tine. În ce zone sunt afectați? În primul rând, în zona carierei. În al doilea rând, pe zona familiei și a casei ca domiciliu. Atenție cei care se gândesc să ia bancul împrumut, atenție la credite, atenție la chestiuni de genul acesta. Pentru că acum îți vine o idee și tu repede te duci în zona de finanțare, dar tu nu ții în calcul ce este în spate, ce se ascunde, cum e zugrăvit pe astrograma ta karmică perioada care urmează. De aia și zic atenție, e o deci chestiune un de moment... atenționări. Deci nu este un moment pentru proiecte importante. Da, dar pe astrograma unei persoane care este născută în zodia aceasta, dacă Uranus este într-o altă poziție și e bine aspectat, poate fi. Poate fi un element evrica, atenție. Da? Să vedem la fecioare. Fecioarele trebuie să fie
foarte atente nativele și nativii, feciorii acestei zodii, trebuie să fie atenți la cumpenele care pot să apară în perioada următoare. De ce? Pentru că aspectul de cuadratură înseamnă că se poziționează la o răscruce de drumuri. Cum axa karmică prezintă elemente karmice grele, da? Ne spune că foarte multe răspunsuri la întrebări, soluții, chei, se află în, tot așa, ori în trecut, ori în viețile anterioare, de le-au avut. Atenție cu cine vă implicați în plan sentimental. Spuneam de compatibilități și incompatibilități. Că ceea ce era considerat compatibil, acum este considerat brusc incompatibil. De exemplu, Cornel Ilie de la Van, care este gemeni, da? E pe axă karmică, neașteptat, da? S-a separat, dar au zis că în continuare vor avea grijă de cei doi copii. Nimeni nu s-a aștepta, nu? De ce spuneam? Atenție, pentru că evenimentele ne vor lua prin surprindere, chestiuni la care nu ne așteptăm. Persoane care pozează în cupluri perfecte pot avea probleme. În câteva fracțiuni de secundă ajung la extrema cealaltă. Da. Deci ei sunt vizați, fecioarele sunt vizate pe zona sentimentală? Da. Se află într-o zonă în care hățișurile parcă nu le dau voie să înainteze cum își doresc, să-și atingă scopurile, să înțeleagă chestiunile care sunt menite să le fie deschidere pe misiunea lor, inclusiv spirituală. Am înțeles. Balanțele? Balanțele se bucură de prezența soarelui, dar progresiile solare vor face o poziție cu această conjuncție care ține de Marte retrograd și Lilith. Când vorbim de partea sentimentală, este clar că trebuie să deschidă ochii, pentru că te poți căsători într-o astfel de perioadă, să spui că ești fericită sau fericit și peste niște ani să nu îți dai seama că ajungi în zona de regret. Businessurile, pentru că e o chestiune foarte importantă. Businessul ține de carieră, da? Mulți s-au orientat către zona de business deja, mic, nu contează, mic, mare, business este, pot fi afectate de anumite colaborări și asocieri, datorită opoziției, da? Mulți nu știu cum să se orienteze pe zona de business acum, ce să facă nou, care să aducă profit într-un final, da? Scorpionii așa sunt în plin loviți de acest aspect. Am un alt exemplu, ziceam de compatibilități și incompatibilități. Nefericit, din păcate, chiar dacă i-am cunoscut pe amândoi, Scorpion este Alin Oprea și soția lui Pești, ambii zodii de apă. Uite unde s-a ajuns, da? Ți-am spus că s-a schimbat complet și spuneam din trecut, atenție că se schimbă. Așa, și acum o să spuneți de ce Scorpionii. Pentru că este liber pe cadrul lor astral de 30 de grade cât este zodia și că n-are ce să li se întâmple, că nu-i poate afecta decât Uranus retrograd care este pe zodia opusă, e mai mult de atât. Este Marte retrograd, Marte-i patronul lor, Lilith, alias Luna Neagră, este patroana lor și vor fi în conjuncție, iar Pluton, care este patronul lor, este retrograd în continuare în Capricorn, în rezonanță cu Saturn retrograd. În ce zone vor fi afectați? Sunt afectați în plan sentimental, evident, da? Sunt vizați în zona parteneriatelor, colaborărilor, deci a carierei, da? Acolo unde este starea de spirit
și pe zona familiei unii dintre ei, domiciliu, casă, atenție mare de tot cu aspectul ăsta, pentru că provoacă incendii, provoacă explozii, atenție la instalații. Da, deci trebuie să fim cu toții precauți, indiferent de zodie. Dacă e să ne referim la săgetător, spuneam deja de la gemeni că săgetătorii și gemenii au un alt marcaj. Spuneam de axa karmică, care este mult mai grea decât o conjuncție, care evident nu e simplă, de Marte retrograd cu Lilith. Dar acolo unde este încărcătura karmică puternică, acolo se plătește pentru păcate din trecut. Deci aici mesajul este, da, și o să zic că da, dar eu sunt un om bun sau o persoană bună și nu am păcate. Ei, păcatele pot fi în viețile anterioare. Greșelile. Da. Greșelile. Ce nu ai înțeles atunci și poate atunci ți se părea corect, da? Pentru că nu aveai altă cale sau altă soluție să acționezi. E o chestiune care ține, iată, de justiția terestră, dar și de justiția divină. În ce zone mai sunt afectați? Sunt afectați în mod deosebit pe zona sentimentală. Afectate și vizate sunt căsătoriile. Chiar și cei care se căsătoresc acum o să vadă în timp cât de puternic este impactul. Așa, și de ce nu în zona sănătății, dar atenție, afecțiunile sunt cu încărcătură karmică. Degeaba spun eu că poate să fie migrene sau probleme stomatologice pentru că e Marte cu Lilith, când încărcătura karmică îi poate duce într-o altă zonă. Deci sunt cauze karmice. De multe ori nu ies la aparate. Da, poate să-ți iasă analizele perfecte și tu în realitate să zici, a, da, sunt ok, dar nu mă simt bine. Da? Am înțeles, deci sunt cauze karmice. Este cauze karmice, evident. Capricornii, am o veste bună pentru ei. Jupiter și-a reluat mersul direct. Asta este un lucru extraordinar. Sau ar fi fost un lucru extraordinar, mai corect. A spus că nu e eficient. Că nu e eficient. Pentru că are Saturn retrograd și Pluton retrograd. Prin urmare, vizată este în primul rând sănătatea, afecțiunile cronice. Atenție la răfuieli și persoane care vă invidiază sau vă dușmănesc. Trebuie să fie atenți capricornii la încărcătura aceasta karmică grea, pentru că ei au nevoie de protecție. O protecție subtilă, spune eu, dincolo de ceea ce numim noi protecția familiei sau a celor din jur. Când a fost, de fapt, axa karmică, când a intrat în Capricorn, atunci m-am și gândit că oamenii, că cereau, știi? Deci nevoie că au de protecție nevoie subtilă. Subtilă. Și atunci am gândit colecțiile de brățări, talisman, pentru partea de sănătate, pentru ce ar putea să întâmple în carieră, la locul de muncă, pentru partea asta sentimentală. Da? Deci trebuie să fie atenți. Nu trebuie să fie colerici. Ei în general sunt mai calmi și mai temperați decât alți oameni. Soarele lor natal va face aspect de cuadratură cu Marte retrograd și Lilith. Prin urmare, trebuie să fie cu ochii pe familie, pe copii, să știe cum să-și orienteze copiii, pentru că mulți copii au astrograma lor karmică, cu misiunea lor de viață, iar cei mai mulți părinți, dacă au făcut ei un lucru, își direcționează copiii să facă carieră exact în același domeniu, ceea ce de multe ori poate să fie greșit. Mai avem două zodii? Vărsătorii sunt și ei în acest malaxor, că nu avem cum altfel. În primul rând, Uranus este retrograd în Taur și face aspect de cuadratură cu soarele lor natal. În al doilea rând, soarele este în balanță într-o zodie de aer, cum este și vărsătorul. Da?
axa karmică din Gemeni, care este tot zodie de aer, își pune amprenta și aici. Risc de accidente la drum, risc de accidente la drum lung. Deci există acolo tot felul de aspecte care trebuie luate clar în considerare. Prin urmare, unii sunt, aș spune eu, într-o zonă în care agitația e foarte mare. Ori să-ți bat și să-ți bat cu un scop, ori pur și simplu nu înțeleg cum să găsească și să identifice acel scop. La unii ține de carieră sau de business, la alții ține de partea sentimentală și de ce nu, la cei mai mulți ține și de partea de sănătate și de echilibru interior. Haideți să vedem. Iar și pești. Peștii sunt, a zice eu, într-o parte de nebuloasă, e o zonă tulbure. De ce? Pentru că Neptun din Pești face aspect de vintil cu această conjuncție Marte retrograd cu Lilith. Să simt în zona unui blocaj spiritual. Ei își doresc foarte mult să evolueze, să înțeleagă foarte multe lucruri, să știe că ce au făcut, au făcut corect din punct de vedere spiritual, evolutiv. Dar sunt într-o zonă așa tulbure. De ce? Pentru că într-un fel gândesc, ei își imaginează și într-un alt fel se întâmplă în realitate. Fiind și zodie dublă, da, e o chestiune absolut firească. Continuăm această discuție după o scurtă pauză de publicitate. Da. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva momente.